Doamnelor și domnilor, ne aflăm la Centrul Național de Tenis, sunt la cea de-a 6-a ediție a Dr. Rutger Junior Trophy. N-ai dat, dar ai spus live. Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem la Centrul Național de Tenis, la cea de-a 6-a ediție a turneului Dr. Rutger Junior Trophy by Tennis Europe. Este o competiție pe lângă show-ul copiilor cu multe inițiative, cu multe evenimente frumoase. Ne aflăm cu invitata noastră specială de astăzi, Stella Popa, prezentatoarea știrilor TVR2. Ea s-a încadrat foarte bine în atmosferă, până acum s-a jucat cu antrenoarea federală Alina Tecșor. Cum e Stella? Ești mai odihnită? Ți-ai mai revenit? A fost excelent. Ordinară, apropo, mi-am amintit de anii de facultate, pentru că și în facultate am făcut tenis. Acum, pentru că sunt mama, am renunțat pentru o perioadă, dar garantez că revin. Mulțumesc tare mult pentru invitația, a fost extraordinar. Și mă gândesc că, uite, mai bun ambasador decât sportul pentru România nu mai există, și în special tenisul, pentru că în perioada asta de aur a sportului alb, chiar zic că este binevenit să apreciem la în alta valoare sportul, tenisul. Și vreau să-ți mai spun ceva. Pentru că sunt mamă, am decis astăzi de aici, în aceste clipe, când voi aduce copilul să facă tenis, și pentru că îmi plac acțiunile Dr. Rutger. Și ai promis că vii cu el mereu, mereu. Și poate te implici și tu. Și poate mă implic și eu. Acum, dacă soțul face tenis, fiul meu să facă tenis, eu nu am cum să stau acasă. Și susțin acțiunile Dr. Rutger, aceste acțiuni minunate, pentru că sunt pe lângă mamă și scriitoare de cărți de povești. Zic că este foarte bine ceea ce face Dr. Rutger, pentru că susține copiii talentați, este cel mai important să-i susținem, și că îi ajută să-și îndeplinească visele și să meargă pe drumul performanței. Și poate într-o zi, pentru unul dintre cei pe care îi vedem astăzi, se dea Domnul să fie mai mulți, o să spunem hai România! Chiar vreau să te întreb, spune puțin despre cărți, practic sunt tot cu acest subiect minunat copii, spune-ți puțin despre activitatea ta. Păi, de când s-a născut fiul meu, viața mea s-a schimbat în totalitate și am decis ca să-i scriu niște cărți, niște povești, dar asta nu înainte de a le testa pe fiul meu. Adică, în fiecare seară, mami se pune lângă Dănuț, că așa îl cheamă Dan Andrei și nu să să fie. Mulțumesc tare mult. Și în fiecare seară mami începe să spună povești. Să știți că nu toate poveștile au succes garantat. Nu, am la sertar suficientă. Dar până acum trei au avut succes și acestea trei le-am lansat. Urmează o a patra pe care o vom lansa la Chișinău, pentru că eu sunt de la Chișinău, sunt din Republica Moldova. O vom lansa pe 11 iunie alături de Dr. Rutger la Chișinău, cu foarte, foarte mulți pici, mămici, și vă invităm și acolo cu mare drag. Poate văcuța Paula să intre și ea să fie un mic erou al unei povestiri viitoare? Uite, am un pisic acasă și mă gândeam că ar fi foarte bine ca pisicul meu Cezar să facă cunoștință cu văcuța Paula, și pentru că fiului meu îi plac foarte mult animăluțele, să știi că este o idee foarte bună pentru următoarea carte. Cum te-ai simțit astăzi aici? Cum vezi turneul? Ce părere ți fac? Să faci acest show al copiilor care sunt dedicați sportului alb? Extraordinar. M-am simțit extraordinar și simt că m-am umplut de energie și îmi place că, știi, îmi spunea și Elina acum aici că ar fi bine ca fiul meu de la 4 ani să vină să facă sport. Eu zic că sportul, pe lângă faptul că înseamnă sănătate, mai înseamnă și sănătatea minții, pentru că astfel ajungem să gândim mult mai bine, ajungem să fim în formă de invidiat. Ori mintea, știi cum trebuie să fie ținută și ea în formă. Mai ales la tine, care ai un program foarte bine stabilit, știri la ore fixe, subiecte, îți ajung la informații în minte constant. Cum îți faci timp să te și miști? Păi o să-mi fac timp, pentru că fiecare mamă, până la urmă, știi cum, e foarte bine să dai dragostea aceea de care are nevoie copilul, dar copilul vrea și o mamă frumoasă, o mamă care să se mențină în formă. Și zic că pe lângă serviciu, pe lângă gătit, pe lângă multe altele, sportul este binevenit. Repet, orice copil își dorește o mamă frumoasă. Promite-ne că mai revii aici în fața panoului, mai revii la acțiunile noastre și la următoarele turnee. Cu mare drag, și vă mulțumesc tare mult pentru invitație și invit pe toți să fie alături de noi aici, să ne urmărească. Mulțumim, Stella. Mulțumesc și eu. Perfect. Mulțumesc. Te ascult. Da? Da.